Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce se întâmplă? Că pare a fi așa un haos. Dacă îi întreb de impactul bugetar și de sursa de finanțare, zici că îi înjuri. Dacă îi întreb altceva, se enervează și mai tare. Ce se întâmplă în coaliția asta? Și în Parlament acum. Ce să zic? Eu cred că la o covrigărie din Buzău, ca să păstrăm celebra metaforă, lucrurile sunt mai organizate un pic. Adică ofisul de lucru decât lucrează această coaliție care, iată, are ședințe de ultim moment. Uite raportul, nu e raportul. Avem o lege a pensiilor despre care ministrul finanțelor, care este al PNL, a spus că are un impact bugetar nesustenabil pentru statul român. Asta este citat din avizul dat de ministrul PNL. Avem un partid PSD care știm de 30 de ani că tratează pensionarii cu lipsă de respect, ca pe o masă de manevră electorală. Dar PSD-ul n-ar fi putut face niciodată atâta rău României decât secondat de PNL, care a primit voturi pentru un program de dreapta, pentru un program care echipurile era liberal și a făcut opusul a tot ceea ce a spus celor care au votat după ce au ajuns la guvernare cu PSD-ul. Adică a votat creșteri de taxe peste noapte, pensiile speciale sunt la locul lor. Eu nu știu unde este stabilitatea aia de care vorbesc ei atât de mult, în condițiile în care duc România către un faliment programat. Este absolut clar că momentul în care România se împrumută 180 de miliarde de lei pe 2023, în care deficitul bugetar ajunge la 120 de miliarde de lei, să pui un impact suplimentar de 30 de miliarde de lei, cum este pentru această lege a pensiilor, numai pe anul viitor și pe anul următor se mai adaugă încă vreo 20-30 de miliarde, este practic sinucidere economică. Bineînțeles că pensiile trebuie să fie la un nivel decent, dar în primul rând pentru asta trebuie o reducere a jafului de la stat, a cheltuielor inutile, o reducere a pensiilor speciale și de acolo să fie crescute pensiile celorlalte. Mai trebuie ceva fără de care niciun stat din lumea asta nu poate să crească veniturile cetățenilor. Creștere economică. Nu s-a găsit soluția magică prin care din pixul vreunui Ciolacu sau al altui vremelnic conducător să poți bate economia. Ori exact economia este cea care are de suferit datorită acestei guvernări, a frânat complet creșterea, o să avem probabil scădere economică pe ultimul trimestru din 2023. De urgență, toți economiștii își revizuiesc prognozele și zic, iată că România ne-a surprins negativ și că nu mai crește și că lucrurile merg din ce în ce mai prost din punct de vedere al perspectivelor economice. Eu am vorbit foarte mult în această perioadă cu antreprenori, cu business-uri de la fabrici, la toate domeniile și toată lumea este pesimistă, tuturor le merge din ce în ce mai rău. Există o îngrijorare generală. În condițiile astea, irresponsabilii de la guvernare, care aplică un program pur peședist, dacă te aduci aminte, Ioana Constantin, pare că au și un fetiș cu acest 40%. 40% cu două luni înainte de alegeri. Dacă a mers odată schema în 2020, și știi foarte bine că atunci nu s-a putut implementa, hai să mai încercăm și în 2024. Asta arată cinismul lor și, repet, nu ar fi putut face niciodată României acest rău, acest haos în care au aruncat țara, care numai stabilitate nu e, fără PNL. Deci înțeleg că raportul acesta pe pensii are 600 de pagini, Cătălin Drulă, deci nu știu. Și gândește-te câte greșeli sunt probabil acolo. Da, 600 de pagini pentru o dezbatere care nici n-a început încă probabil și o să stați până la 12 noaptea să discutați? Nu, o să se ridice mâna de la liderul de grup și o să voteze toți, cum le zice, nu liderul de grup, PSD, PNL, mă rog, voi nu votați, cred. Eu vreau să văd cum o să facă PNL-ul, care spune că impactul este nesustenabil, că vor fi omorâte finanțele publice, că ei niciodată nu pot accepta, că ei sunt partid liberal. Și apoi când vine votul, cum va veni peste câteva minute, vezi că toți peneliștii sunt acolo la remorca lui Ciolacu. Dacă s-ar da aceste majorări, Cătălin Drulă, la ultima chestiune, ca impact înțeleg că le-a dat pe hârtiuță doamna ministru 30 de miliarde. Ce înseamnă pentru economie și mai departe pentru mersul țării? Este un dezastru. Înseamnă 2% din produsul intern brut peste deficitul care deja este 7%, deficitul real pe acest an. Practic, la nivel foarte practic, înseamnă două lucruri. Înseamnă inflație, adică ce dăm cu o mână, luăm cu două.
foarte simplu, pachetul ăla de unt care a ajuns de la 10-18 lei o să fie 25 sau 30 și atunci, practic, ce se dă comună să ia cu cealaltă, ăsta este un lucru pe care ei și-l doresc, de fapt. Anul ăsta au fost șocați că n-a fost inflație suficientă și au dorit creșterea prețurilor și mai înseamnă probabil un acord cu FMI în 2025, pentru că deja finanțele României sunt praf făcute, finanțatorii vor cere dobânzi din ce în ce mai mari, iar această instabilitate bugetară duce foarte rapid la creșterile de finanțare, la plăți de dobânzi nesuportabile, practic la incapacitate de plată. Și atunci ajungi la domnul doctor FMI, care pune să sufere toată România și cu măsuri foarte dure. De aia am numit faliment programat. Da, într-adevăr, ai zis și data trecută. Mulțumesc mult, Cătălin Drulă, președintele USR, a fost alături de noi. Domnule ministru Alomițian, înțelegem că există raport într-un final, e cald, e scos din imprimantă, 600 de pagini pe legea aceasta a pensiilor. Stă să înceapă și dezbaterea din Parlamentul României. Aceeași întrebare o am și pentru noastră, cu experiența noastră, ce înseamnă aplicarea acestei legi, dacă chiar se vor ține de cuvânt pentru economie.